Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, un fost ministru de externe avertizează. Marea Neagră a fost cedată Rusiei. Fostul ministru Adrian Severin își începe mesajul postat pe rețeaua de socializare, precizând că Marea Neagră a fost cedată Rusiei și că România este o proprietate abandonată voluntar de titularul ei. Mai mult decât atât, acesta notează că România are statutul de bunul nimănui, pe care toată lumea și-l poate însuși după bunul plac. La summitul superputerilor fostei ordini mondiale bipolare de la Geneva în 2021, în procesul retragerii către Marea Chinei și redispunerii în regiunea Indo-Pacifică, cu intenția de a-și asigura astfel spatele, Statele Unite a cedat Polonia Germaniei, Ungaria Rusiei, Ucraina Rusiei și Germaniei, Marea Neagră Rusiei și Turciei, iar România a rămas, cum se spune în dreptul roman, un rest de relicte, adică o proprietate abandonată voluntar de titularul ei, având statutul de res nullius, bunul nimănui, pe care oricine și-l poate însuși și cu care oricine poate face ce vrea, spune fostul ministru. Se distruge tot ce a rămas din sistemul constituțional pluripartit. Adrian Severin își continuă mesajul prin a preciza că ceea ce se întâmplă acum în România este rezultatul distrugerii a ceea ce a mai rămas din sistemul pluripartit, cu scopul ca țara să devină un stat eșuat. Ceea ce se întâmplă acum în România este rezultatul acestei situații. Se distruge tot ce a mai rămas din sistemul constituțional pluripartit pentru ca, devenit un simplu bun, quasi statul România, un stat eșuat, să fie pus sub administrarea directă a unui regim de mână forte, acționând din mandat internațional. Agitația politică irațională, fără nicio legătură cu conceptul de acțiune politică de la București, din aceste zile, reprezintă doar unul din multele scenarii menite a face posibil ajungerea la un asemenea rezultat, unicul interesant pentru mari jucători de la masa politicii globale, mai notează acesta. Acesta a mai precizat că nu contează cine este de fapt vinovat pentru actuala criză, subliniind că ceea ce se întâmplă este trecerea la autoritarism și subordonare externă integrală. Nu contează cine a amorsat criza, care de fapt nu este politică, ci națională, o criză de destin istoric, cât sub Barna sau Cioloș. Nu contează cum vor vota AUR sau PSD, nu contează ce spun Ciolacu sau Orban, pe ce picior dansează Dâncu și Rareș Bogdan, ori la ce oră revine din adormire Iohannis. Cel din urmă are misiunea ca, după ce a lucrat cu succes la suspendarea Constituției, să creeze condițiile pentru ca românii să salute de voie, dacă nu de gust, schimbarea regimului politic și trecerea de la democrație autohtonă coruptă și impredictibilă la autoritarism și subordonare externă integrală. Asta se execută acum, mai spune fostul ministru. Soluția României. La finalul mesajului, Adrian Severin spune că singura soluție a României, în acest context, este să se înțeleagă direct cu Rusia, fără intermediul Statelor Unite. Cu toate acestea, fostul ministru este de părere că nimeni nu mai e capabil nici la București, nici la Moscova să facă un astfel de pas. Singura șansă a României în atar condiții, ca și în 1944, este să se înțeleagă direct, nu prin Washington, cu Rusia, cu care mai poate găsi interese strategice congruente, că Statele Unite a ieșit din joc, respectiv a lăsat-o în afara jocului. Iar Germania nu are interesul să vadă un bloc român-rus la gurile Dunării. Între obiectivele strategice germane și nevoințele strategice românești, neexistând nicio convergență. Mai este oare cineva la București și la Moscova gata sau și capabil să o facă? Se pare că nu, spune acesta. O analiză pertinentă. În termen militar, Federația Rusă acordă o atenție sporită Mării Negre, în special din 2007, în încercarea de a se reafirma ca putere de anvergură mondială și a fi recunoscută ca atare. În februarie 2007, în cadrul conferinței de securitate de la München, președintele Vladimir Putin a declarat răspicat că nu mai este dispus să tolereze ceea ce a descris ca fiind intruziunea NATO în zonele de interes privilegiat ale Rusiei. Câteva luni mai târziu, forțele aeriene ruse au decis ca bombardierele strategice să-și reia zborurile la mare distanță, inclusiv în spațiul Mării Negre. Conform declarațiilor lui Sergei Karaganov, cunoscut analist rus, acesta a reprezentat începutul unei epoci a confruntării în care Rusia se ghidează după un set diferit de valori, bazat pe tradițional aspirație către dreptate dincolo de legi și reguli formale, precum și pe dorința de a-și apăra interesele naționale prin utilizarea forței. Anexarea ilegală a Crimeei în martie 2014 i-a oferit Rusiei un avantaj geostrategic clar.
Transformarea rapidă a peninsulei într-un bastion naval și aerian în sensul creării unei zone anti-acces A2-AD e pe cale să reconfigureze peisajul de securitate și apărare în Europa și reprezintă în același timp o provocare pe care NATO nu o mai poate ignora din cauza consecințelor imediate asupra capitalului său de descurajare. De fapt, se pare că Rusia a obținut un plasdarm strategic pentru incursiuni viitoare în vecinătatea apropiată văzută de această dată într-un sens mai larg, inclus în Balcanii, Estul Mediteranei și Levantul. Apar semne care indică faptul că, pe lângă amenințările la adresa suveranității Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, Rusia intenționează să controleze navigația în spațiul Mării Negre, să-și protejeze liniile de comunicații și rutele energetice de transport, să intimideze membrii NATO precum Bulgaria, România și Turcia și să interzică accesul forțelor NATO în Marea Neagră. Indiferent care ar fi obiectivele strategice nedeclarate ale Rusiei, amploarea și rapiditatea transformării și modernizării militare în Crimea din ultimii 2 ani este impresionantă în ceea ce privește infrastructura, amplasarea forțelor terestre, a unităților de aviație și apărare antiaeriană, precum și reechiparea marinei militare. Cele mai multe dintre țările din regiunea extinsă a Mării Negre, inclusiv din Balcani, s-au confruntat timp îndelungat cu vulnerabilități serioase în ceea ce privește securitatea energetică datorită dependenței lor de o singură sursă de aprovizionare cu gaze din Rusia, fiind în acest fel expuse presiunii politice și șantajul. Acestea au învățat totuși să se descurce cu neplăcerile cauzate de această situație și au căutat modalități de acomodare, concomitent cu încercarea de a-și diversifica sursele și a-și ameliora balanța energetică. Anexarea Crimeei, războiul prin interpuși din sud-estul Ucrainei și afirmarea dură a puterii militare a Rusiei au constituit o trezire la realitate pentru actorii regionali, Europa și restul lumii, având consecințe pe mai multe planuri care afectează și domeniul energetic. Pe fondul lucrurilor, un studiu recent, citând și surse rusești, argumentează presupunerea că decizia de a invada și anexa Crimeea ar fi putut fi influențată măcar în parte și de considerente privind accesul și controlul resurselor energetice, în special cele din perimetrele offshore ale Mării Negre și Mării Azov. Era de așteptat o reacție, iar aceasta se produce. Interesul și implicarea Statelor Unite în regiunea Mării Negre sunt relativ recente și au fost inițial inspirate de considerente geostrategice. În cea mai mare parte a războiului rece, politicile Statelor Unite s-au ghidat în principal pe nevoia de a sprijini Turcia ca aliat unic într-un spațiu dominat de sovietici, precum și de a încuraja cu prudență unele țări comuniste, Iugoslavia, apoi România, să-și afirme relativa independență față de Moscova. Echilibrul militar regional a fost păstrat ceva vreme prin înțelegeri punctuale între cele două superputeri privind controlul armamentelor, în special prevederile de flanc ale tratatului privind forțele convenționale în Europa, CFE, ulterior suspendate unilateral de Rusia. După căderea comunismului și dezmembrarea URSS, Statele Unite au salutat și după unele ezitări, au susținut ferm opțiunea unor țări central și est-europene de a realiza tranziția complexă, uneori dureroasă, către democrația funcțională și economia de piață. Importanța strategică a regiunii Mării Negre a urcat pe agenda administrației de la Washington, odată cu cerințele logistice și de altă natură legate de operațiunile din Afganistan și Irak. Asta a constituit și un test practic al credibilității și eficienței noilor aliați. Momentul de cotitură a intervenit odată cu noul activism strategic al Federației Ruse. Ocuparea și anexarea imediată a Crimeei, războiul hibrid din sud-estul Ucrainei și alte cazuri de interferențe politice susținute prin forță militară. Toate anticipate de războiul georgian din august 2008. Dintr-o dată, miza geopolitică a Statelor Unite în spațiul extins al Mării Negre a crescut enorm. Spre deosebire de Rusia, China nu a văzut modernizarea și integrarea euroatlantică a fostelor republici sovietice sau a foștilor sateliți ca o amenințare, ci mai degrabă ca o oportunitate pragmatică de afaceri. În 2012, la inițiativa Beijingului, a avut loc la Varșovia un summit China-Europa Centrală și de Est, CCEE, la nivel de prim-miniștri, unde au fost discutate aspecte practice privind dezvoltarea cooperării economice, dar și în alte domenii. Ca un prim pas a fost oferit un credit în valoare de 10 miliarde de dolari țărilor central și est-europene, în principal pentru proiecte de infrastructură în regiunea Mării Negre, Balcani și părți din Europa Centrală.
Indiferent de planurile pe care China le-ar putea avea în imediata sa vecinătate, în particular în Marea Chinei de Sud, Beijingul s-a distanțat de aventurile militare ale Rusiei din 2008 încoace, contrar așteptărilor Moscovei. Înaintea summitului Biden-Putin, ambele părți stăruiseră asupra așteptărilor reduse privind rezultatele întâlnirii la vârf ruso-americane. În fapt, întâlnirea a adus mult ambelor părți, bune unora, altora rele. Întâlnirea la vârf ruso-americană de la Geneva a început și s-a sfârșit sub auspicii de foarte rău augur pentru țelurile declarate ale președintelui Biden de a apăra democrația sub atac. Care democrație ar fi un concept vid de sens dacă n-ar include, cum se înțelege de la sine, libertatea presei? Ori dacă prezervarea ei ar fi obiectivul real al liderului american, nu se știe de ce Joe Biden a asistat, cum nu se poate mai calm, ba chiar zâmbind, la busculada și la haosul din debutul summitului produse când securiștii ruși au început să pună mâna pe jurnaliștii americani ca să-i scoată cu forța din zonă. După contondenta confruntare din jurnaliștii și producătorii acreditați să ia parte la întâlnire, nu s-au întors în încăperea plină de cărți și de voie bună toți oamenii presei americane trimis să documenteze summitul. Numai puțin uimitor s-a dovedit și finalul summitului, când ziariștii americani prezenți s-au trezit la cheremul informațiilor furnizate de oficialii ruși. Casa Albă le ignorase foamea de vești, lăsându-i de izbeliște și dependenți de știrile celeilalte părți. Cum a ajuns să fie și după întrevederea din culisele summitului NATO Biden-Erdogan, liderul unei țări cu pușcăriile pline de jurnaliști transformați în deținuți de conștiință. Halal, libertate, avresei. Dar nu tot ce a făcut Biden în Europa se poate califica drept curios ori dezastruos. Așa cum a fost bizareria declarației unui președinte american care a simțit nevoia imperioasă de a-i mărturisi reginei Angliei că i-ar aminti de mama lui, nota la vremea respectivă 2 cevele. Ori înaintea summitului, discursul lui Biden se muiase perceptibil, la fel cum îi pierise elanul în timpul crizei din primăvară din proximitatea frontierei ucrainiene. Atunci liderul american ordonase celor două nave militare americane, îndreptându-se spre Marea Neagră, să facă urgent cale întoarsă. Apoi, mai grav, administrația Biden dăduse indirect lumină verde proiectului de suflet al lui Putin, gazoductul ruso-german Nord Stream 2. Iar în săptămâna care a precedat întâlnirea, Biden l-a calificat reparator pe Putin drept deștept, dur și un adversar demn sau de valoare, fiind la rândul său catalogat ambigu de liderul rus drept politician de carieră, dacă nu drept carierist care și-a consumat viața adultă în politică. Or, concesiile unilaterale din ultimele două decenii n-au produs niciodată vreun reviriment notabil al politicii rusești. În aceste condiții și în lumina nefăcutelor putiniste, care includ desfințarea oricărui control al arsenalelor nucleare, ar fi fost predictibil pentru Biden că nu va reuși ce a lăsat administrația să se întrevadă că și-ar fi propus. În speță, mai mult decât convenita revenire la ambasada diplomaților celor două țări să stabilească relații de lucru rezonabile și stabile între Washington și Moscova, precum și liniile roșii de neîncălcat pentru tot mai numeroasele și mai puțin soluționabile domenii bilateral conflictuale. Petre Iancu, Deutsche Welle. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!